Haideți să ne întoarcem. Numărul pe care l-am cercetat, l-am avut noi în discuție, a fost numărul acesta 378. Da. Și am dorit să găsim toți divizorii, adică toate numele la care sunt parte exact. Și am găsit și pe 2, și pe 4, am văzut 3, că și pe 4. Nu e bun. A dat rest, domn profesor. La 4 a dat rest, nu? A dat rest. N-a fost mai bun. Mult putem trece. Dar care a zis să-l încercăm pe 5, da. Să încercăm. Eu cred că 5 s-ar împărți. Așa crede ea, că 8 se împarte la 5. Sigură. Dar ce frumuzăților se împarte la 8 se împarte la 5, Laria? Păi ca un număr să se împartă la 5, trebuie ca ultima stativă să fie. Nu știm. Aia nu știe asta. Nu știm. Dar 8 împărți la 5. Dar cum a fost, mama? Că 8 nu se împarte exact la 3. Da, la 3 e altă regulă. Încercăm și cu 5. Hai și cu 5. Hai să vedem așa. Daria. Ce spui? 250 se împarte la 5? 250? Da. Da. Cât dă? 25 în 25 merge de 5 ori. 5 ori 5, 25. Da. 0. 0 ori 5. 50 deodată, 50. Da? Da? Mintea voastră rapid, trebuie spune. Da, 250 păzi la 5, fac 50. Terminat. Dar 200... 55. Da. Se împarte la 5? Da. Ar fi 51. Ar face 51. Da. Da. Se împarte. Da. 51. Face rapid. Dar și mai tot așa am putea să facem până la 260. Dar 251. 251 se împarte? Nu. No. Este cu restul 1. Cu restul 1. Că l-am, ăsta dinainte și a rămas restul 1. Ar da 50 și restul 1, da? Da. Dar 252 se împarte? Rest 2. Rest 2. Restul 1 aici. Acolo da. Rest 2. Aici restul 2, foarte bine a zis. Nici 253. Nici 253. Nici 254. Dar 258, domn profesor. Nu! Nu se împarte? De nu se împarte. Deci luăm 256, 257, 258, 259. În sfârșit, la deci cum trebuie să fie ultima cifră, dragă mea? Bine, și deci care trebuie să fie ultima cifra unui număr ca să împarte la 5? Uite că aveți niște exemple pe tablă. 0, care 5, 5, 5, 5. 0, 5, 0, 5, 0, 5. 0 sau 5, 0, 0 sau 5, 5. Tot așa. Gata, am mai găsit o regulă. Notăm și pe asta. Un număr se împarte exact la... Un număr se împarte exact la... La cât am zis? La... La 5, domnul. La 5. 5, da. Un număr se împarte exact la 5, dacă... Dacă, Ionuț, ultima cifră este? Dacă ultima cifră este 0 sau 5. Bravo. Dacă ultima cifră este 0 sau 5. Și când am împărțit la 3... Înseamnă că numărul nostru, domnul profesor, 378, se împarte la 5? Aici. Da? Dar ia, trecem pe 5? 378? A stabilit o regulă. Nu! De ce? Nu. Pentru că este rest 3. Pentru că ultima cifră nu este? Pentru că 8 nu ar fi 0 sau 5. Corect. Nu este 0 sau 5. Gata, nu se împarte la 5, scurt. Da. Dar cred că s-ar împărți la 6. La 6, oare? La 6 ar fi... La 6. 6 are incorporat un 2 și 3. 2 da. Și 3. Și în acel moment 2-ul s-ar împărți. Păi la 2 s-a împărțit, nu l-a vezi ca la 2 s-a împărțit. Și la 3 s-a împărțit. Și la 3 s-a împărțit și la 2 deci cred că s-ar împărți și la 6. Cu siguranță. Și la 6, da? Da. Ia să vedem. Hai să vedem. Să facem adică e o chestie interesantă acum. Din clipa care am văzut că se divide la 2 și la 3, 2 divizori, se împarte și la produsul lor. Cu o singură condiție, ca produsul o să nu depășească numărul respectiv. Normal. Da? Deci așa se împarte. Se împarte, nu? Ia să vedem. 63. 378. Împărțim la 6. 6, 6, 36. 6. Și punem sub 37. Și ne dă 1. Îl coborâm pe 8, 18, împărțim la 6, 3. 3, da? 63. Și 6 și 63, da? Îl punem acolo la divizor. Și 6 și 63. Mulți mai sunt. Aoleu, dar câți mai sunt, domn profesor? Asta înseamnă, deci asta înseamnă... Dar la 7 oare sunt că ar fi și 7, pentru că l-avem pe 6 și pe 1. 6 și... dar nu-i 6, 6 ori 1, nu 6 plus 1. Dacă pe aici, produsul, dar... Niciodată adunat. Dar avem 3, avem 2. 3, 2, 6, 3 ori 2, 6. Da, da.
E mulțit nu. Atunci nu la 7, domnul profesor, nu se împarte. Putem să încercăm și 7. Nu cred. Hai să vedem. A, puteam încerca. Nu e pe cale. Putem încerca, dar eu nu. Hai să vedem. Tu simți că n-ar fi bine, nu? 378. Să ne împărțim la 7. Putem face singur. Nu, trebuie să ajungi. Ajutați pe mine, că nu mai descurc. De 5 ori. Zi, Ionuț. 5. 37 se cuprinde, 7 se cuprinde în 37 de 5 ori. Da. 5 ori 7 este egal cu 35. 37 minus 35 este egal cu 2. Îl coborăm pe 8. 28 împărțit la 7 este egal cu 4. 4 ori 7 este egal 28. Rest 0. Wow! Înseamnă că și 7, domnul profesor, 54. Deci, cât ai zis? 4, 7, 28, da? Domnul... Și 7, domnul profesor. Și 7, extraordinar. Și 54. Dar, cumva tu ai niște șmecherii. Cred că Mihaela observă un lucru. Ea are o idee și pe care încercăm să descoperim noi. Deci 378, hai să ne ducem noi să vedem la ce manevră. La împărțirea la 6, deci este egal cu 6 ori 63, da? Da. Ei, 6 ăsta poți scrie 2 ori 3. Corect. Ori 63 îl bă, poți scrie ca fiind... Cât? Cât ori cât copii? Cât ori cât? 7 ori? 7 ori 8. 7 ori? 63 ori 9. 7 ori 9, da? Ori 7, ori 9. Ei, v-ați prins, domn profesor, m-ați prins. Asta era. Deci ea a văzut partea a doua. Șmecheria asta, că 63 l-are incorporat în interior. Pe cine? Ca divizor, pe cine l-are? Pe 7. Pe 7 și a fost sigur. Ea a fost sigur că se împarte așa. Ea deja știa. Păi asta era. Deci eu la 9 acum cred că se împarte, dar la 8, domn profesor? La 8 se împarte, mama. Ei, eu nu mai cred. Eu cred. Tu deci crezi? Eu la asta cred. Dar uite-te, nu mai te aventuri în discuții de astea. Că la 4 nu s-a împărțit. Nu se împarte, nu se împarte. Așa la cred eu. La 4 nu s-a împărțit. La 4 nu s-a împărțit. Pentru că n-am avut 2 ori 2. N-am exact. Avut de 2 ori pe 2. 2 ori 2, făcea 4. Păi da, dar ascultă, nu se împarte la 8. Nu s-a împărțit nici la 4. Deci dacă nu s-a împărțit, dacă... În discuția asta, în desfășurarea asta, hai să vedem, să-l scrim mai desfășurat. 2, ori 3, ori 7, iar ori 3, ori 3. Că 9 e 3, 3, 3, 3, 3. Da? Deci 2, ori 3, ori 7, ori 3, ori 3. Corect. Și acum ne dăm seama că am reușit să scrim pe 278, 378. Ca un, pe 378 ca un produs de factori. Da. Eu nu zahe și vezi ce treaba să facă. Nu-mi place cum scriu 3 ori, 3 ori, 3 de 3 ori. Vreau să scriu afe pe 3 ori. 3 la 3. 3 la 3. 3 la 3, că ei știu, ea știe puterea, dar ăștia nu știu. Da. Ia uitați-mă, copii. 3 ori 3 ori 3. Deci 3 ori 3 ori 3 ori 3. Da. De câte ori mulțit ăsta? 1, 2, 3, 4, de 4 ori. Da. Scrie într-un mod mai strâns, în felul ăsta. 3 la 4. Ăsta de sus se cheamă exponent. Exponent. Și asta este bază. Oh. Deci, ca să nu scriu așa 3 ori 3 ori 3 ori 3 repetate acolo, scriu 3 la 4. Adică exponentul îmi indică de câte ori mulțesc baza prin ea însăși. A, adică... Adică 3 la 5, cum o să fie, Daria? 3 la 5? Da. 3 de câte ori? Nu, da. Nu. 3 de câte ori? Nu e 5. 3 de 5 ori? 3 de 5 ori. Ia să vedem cât face Daria. 3 la 5. 3 la 5? Nu. Este 3... De câte ori mulțește, domnul profesor, pe 3? De 5 ori. De 5 ori. Și cât face la mulțirea? Și ia uite-te, 3 ori 3. Nu. 9, 91, 3, 243. Oh. Păi vezi că 3 la 5, am zis tot una cu 3 ori 5. Păi nu e, a, e 3 ori 3, de 5 ori. 3 ori 3, asta e. Deci nu ar fi 3 ori 5. Păi 3 ori 5.
Nu. E grav găsești, 3 ori 5. Eu, 3 ori 3 ori. Am spus acum, da? Da. Deci acum, acum ne întoarcem aici. Da. Și scrierea aceasta va fi 2 ori 3 la a 3-a. Ori 7. Dar de ce a scris 3 la a 3-a, domn profesor? De ce am scris 3 la a 3-a? Pentru că sunt 3. De 3 ori. Da. De 3 ori 3. Și dacă era de 4 ori 3, cum scriați? Dar ia cum scriam dacă era 4 de ar de 3 aici. 3 de 4? 3 la 3. 3 la puterea a 4. 3 la 4. Bravo. Da, 3 la 4. Și dacă erau de 5 ori 3 acolo, cum scrieai, Daria? 3 la 5. 3 la 5, așa. Deci, iată că în clipa asta am înțeles că numărul 378 este scris ca un produs de factori. 2, 3, 7. Un produs este, da? Un produs de factori la diverse puteri. Da? Este foarte interesant scrierea acestuia. În condițiile în care găsim un număr care nu are niciun divizor propriu, că e propriu cei doi, orice număr e aș, da? Pe 1 și pe el însuși. Dacă găsim un număr care nu are alt divizor decât pe 1 și pe el însuși, acela se numește număr prim. Notăm și asta. Deci numerele, altă observație foarte importantă, sau, da? Numerele care nu au divizori proprii, subliniem, care nu au divizori proprii, se numesc numere prime. Deci, numerele care nu au divizori proprii se numesc numere prime. Dați-mi exemplu de numere prime, așa, care, la care vă gândiți voi. Hai să vedem. Deci numere prime. Numere prime. Luați-o de la început, copii. Ca să, să nu ai decât pe unul și pe el însuși. Ziceți. Unu, da? Poate să fie. Unu, 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 unu. Nu. Da, doi. Hai, doi să începem. Doiul mai are, are alți divizori decât pe 1 și pe el însuși. Pe 1 și pe el însuși. Adică... Se mai împarte exact la alt număr? Da. Doiul. La care? Doi. La ce se împarte? La ce se împarte în afară de la 2 și 1? Doiul. La cine se împarte exact, nu? În afară de 2 și de 1. Doi la 378. Nu, mama. Păi nu, 378 se împarte doi, la 2. Da. Nu, 2 se împarte la 378. Se împarte la 0? Ăla care e mai mare. Se împarte la 0? Un număr se poate împărți la 0? Poți să împarți un număr la nimic? Ai 5 pâini și vrei să împarți la 0? La nimeni? Nimeni? Păi ai putea. Să... Cum? Cum? Pentru că tu vrei să dai cuiva... Ai dai mei. Deci vrei să dai cuiva mere. Da. Că tu nu poți să ne mănânci. Și nu ai niciun prieten acolo sau n-ai cum să-i dai. Și atunci le păstrezi. Păi nu se poate face. Deci nu se poate face. Când ai zis împărțire, trebuie să ai vreo pe cineva căruia să-i începe să ai împărțirea aceea. La, la zero nu se poate. Împărțirea la zero nu se poate foarte... Altă observație. Da, asta cea mai tare. Asta să nu uităm niciodată. Niciodată. Cât trăim pe pământ, da? Nu poți să împărți la zero. Nu se poate face împărțirea la zero. Deci împărțirea la zero nu se poate face. Păi dacă n-ai cui de un profesor, n-ai cui. Sigur. Dai 0 la 2. Nu. Nu. Zero se împarte la... Dacă nimic ai și poți să împărți la cât vrei tu. Adică ai tot nimic. Adică ai două oase și... Și două oase. Și n-ai cui să le dai. Asta e. N-ai cu sine de aici, nu se pune problema. Așa, cum e cu ai spus, orice număr da, adică împărțit. Eu nu știu ce ai spus acum. Orice număr împărțit la 0 este egal cu 0. Orice număr împărțit la 0 nu se, se poate. Niciodată. Niciodată. 0 împărțit la oricine se face 0, da? Deci hai să spunem.
Trebuie să-i convingeți, domn profesor, se pare că nu i-ați convins. Mai insistați. Spune. Și-o care îmi pregătise mai cinci probleme frumoase. Acum începe și așa, împărțit la 0, egal cu nu se poate. Dar 0 împărțit la 7, domnul profesor, se poate? Se poate. Da. 0 împărțit la 7 egal cu 0. Asta trebuie să vă fie literă de lege. Aha. Prin somn. Dacă cineva vă trăiește, nu-i. 100 împărțit la 0. Nu se poate. Nu zice 0. Zice, nu se poate. Nu se poate. Împărțirea la 0 nu se poate. Deci 2 ăsta, domnul profesor, mai până la urmă. Mai sunt exerciții care sunt foarte lungi și la final au ori 0. Știi cât? Da, dacă unul din factori este 0, produsul este 0. Da, dacă e împărțit la 0, deja scrie. Dacă e împărțit la 0, nu se poate. Dacă e împărțit la 0, nu se poate. Sunt exerciții foarte gigante și la sfârșit au ori 0 sau împărțit la 0. Sau pe la mijloc. Da. Dacă au ori 0, face 0. Dacă au împărțit la 0. Fă distinție. Când zice ori 0, când unii din... Uite, să zicem așa, 7 ori 1973 ori 5274 ori 0 ori 745 ori și mai departe, cât vrei tu. Dar fiindcă unul din ei este 0, rezultatul este 0. Ai înțeles? Deci unul din factori, oriunde ar fi plasat, dacă da? 0, atunci rezultatul mulțirii este 0. Dar la mulțire, Ionuț? Nu la împărțire. Da. Deci, bun. Dacă însă vezi că îți spuneva împărțit la 0, spune, n-am treabă. N-am treabă. Nu se poate, e imposibil. Nu discut așa ceva. Așa ceva nu se poate. Hai să... Și eram la 2 ăla, domnul profesor. Deci numărul 2. Este un divizor impropriu? Adică se împarte doar la el, la unul și la el însuși, sau mai are și alți divizori? Exact. 2. Numărul 2. Gândiți-vă. 2 egal cu 1 ori 2 sau 2 ori 1. 1 ori 2 sau 2 ori 1. Deci nu are decât pe 1 și pe... Este un număr prim. Este număr prim, că nu mai are alți divizori, da? Decât pe... Deci numele prime sunt, să le punem într-o... 2. 2, primul... Număr 3. Și 3 e număr foarte bine. Pentru că nu se poate împărți la 2. Corect. Dar 4, domn profesor. 4 se poate. Ăla se poate. Pe cine mai are eu nu? La 2. Ah. La 2 și la 1 și la 4. Da. La 1 și 4 stai lui. Nu, ai lui, sunt proprii. Da. La 5. 4 se poate la 5? Nu, vorbesc 5. 5, ea zice. Așa. Deci 2, 3, 4, nu. 5, 5, 6, 9. De ce mai? Pentru că se împarte la 1, se împarte la el și se împarte la 3. Lăsăm pe aia. 1 și la 6, n-am treabă. Da, se mai împarte și la 3, a zis. La 3 și la 2. Aha. Da? De ce? Și la 6 nu. În 7, domn profesor, știu eu. 7? 7. 7 nu se mai împarte, e 1 și la 1 și la 7. Am știut. Așa este? E număr prim, că n-are azi. Da. Nu, n-are. 8, Gabi, 8. 8, nu. De ce? Pentru că el se împarte la 4, se împarte la 2. Dacă găsi un divizor, s-a da. Da. 9, domn profesor. 9. Da. Ce 9. Ce să? 9, da. 9, păi, nu, da. Nu se poate. De ce? Pentru că el se împarte și la 3. Nu mă prins. 10, domn profesor. 10. Nu se poate. Că el se împarte și la 2. Vai, domn profesor. 11, domnul profesor. Îl trec, 11. 11, nu știu, am avut dreptate. Da. Cu 11, nu are alții vizor, da? 11, corect. 12, se pare zis la 12. 12, nu. 12, nu. 12, nu. La 6. Da, bravo. La 2, la 13. Ștefania a zis. 13. Da. 15. 15. Stai, nu cred, nu la 5, pentru că se poate și la 5. Și la 3. Și la 3 și la 5, da? Da. Stai, puțin. 14. 16, nu? 16, nu. 16, domnul profesor, 17, știu eu. Să văd.
17. Eu nu zic 17. E bun. Da, e bun, e bun. Da, e bun. De 17? 17. Corect, da? Da. Stai să eu mai ghicesc. Ajută-mă, Gabi. Nu te ajut, te ajut-i copiii. 18, 18, 18. 18 e bun? E bun 18? 18 nu e bun, pentru că se poate și la 19, domnul profesor, am știut înaintea lor. E bun. Cât? 19. 19. 19. Ștefania, am zis bine? E bun. Da. Așa. Hai să vii, să ți-ai scris. 19. Următorul. 20. 21, se poate și la 10. Și la 10, și la 2, și la 5, și la 4. 21, domnul profesor. 21? Stați, nu! Se la poate la 7, 7 și la 3. La 3. 22, domnul profesor. 22. Nu! De ce 22 nu? Păi ziceți toate numerele. Dar eu să n-am de ce nu. Dar de ce 22? De ce nu? Păi pentru că se... 22? La 11. Și la 2. Și la 2. Da. E 2 ori 11, da? Da, da. Gata, 23, domnul profesor, aici am 23, 3 pe 23? Da. Stai, spun. Da. 23. Da, pe acesta. Da. Cât ori cât-ți fac 23? 1 ori 23, domn profesor. Deci nu pot, nu pot. Deci 23. Eu am știut. 24. Nu, nu, 24 nu. Să mă mai gândesc. 25 nu, că se poate la 5. 26 nu, 27 nu, 9. Pentru că se poate la 3 și la 9. 28 la 14. 29, domnul profesor! 29, sigur că da. 29... Nu are antivizori, decât nu. 30 nu, la 15 se poate. 31! 31 nu are antivizori, nu? Nu! Eu știu, fac unor 31. Hai, dar ce? Nu discutăm, că sunt numele vizorii proprii. Proprii. Da? Da. Improprii, pardon. Improprii, da. 31. Altul. 32. Nu, 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 că se bate. 33, domnul profesor. Dar nu. Cât? Nu? Ba da. De ce 33 nu merge? De ce merge? Merge 33? Merge, merge. Nu, nu se parte, se parte la 9. A, dar nu merge de la 11. La 11. Sigur că 3 ori 11, 33. 34, domnul profesor. Dar 33 se poate și la 9. Hai să vedem la 34, 36, 38. Astea pare că în ultima cifră îi par... Îi par, n-a zis că se poate la 2. Îi par că la 2, ce mai discutăm? Aoleu, domnul profesor, înseamnă că mai sunt? 31. Hai să mai vedem. 34, 32, nu? 33, nu? 34, nu? 35? Nu, nu. La 5? La 5? La 5? 36, nu? La 6? 37? 37, domnul profesor. Ia să știm noi două numere care mulțite să fac 37. Câte ori când se fac 37, există? Nu, nu există. 1 ori 37. Atât. Deci 37, apoi. 37, 38, 3, nu, 39. Nu, 39. 39. Nu, că e 3 ori 13. A, dar 40. 39 ori bun? Nu, nu, 40, nu, 40. 41, domnul profesor. Eu am spus. Bravo! Da, da. 41. Pentru că nu se poate la nimic dacă ar fi 40. Da? Mai 42, nu, 43. 43, domnul profesor. 43. Mai, parcă sunt două numere care mulțite din tabla mulțită. 43. 47. Nu! Nu! 6 ori 7. 43, nu? Nu. 43. 42, dar iartă-mă, Ștefania. Și nu, 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 ăsta, 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 47? Da. Câte ori îți fac 47? Hai să ne gândim. 7 ori... Era o chestie cu 46. 6. 7 ori 8. 7 ori 7, domnul profesor. 7 ori 7, 49. Dar și cât era? 47. 47. Nu, e bun. E prim. E bun, e bun. E prim, adică e bun. Punem, da, îl punem 47. 49, nu. Mergeți voi și completați lista asta. Până la 100. Nu. Până la 250, da, aici ar fi bine să pun o dată un număr prim de să-l
De data să-l ghicesc. Să-l ghicesc. Stai, sau profesor, că de acum ne întindem. Păi nu, acasă face așa. Acasă. Dar mai multe. Temă. Da, păi temă, voi veți cum. Voi completați. Eu acum ar vrea să scriu un număr cu 100, 200, 70, 271. Dar ei să fie... Dacă puneam 272... Doi se împărțeam. Nu, nu era o... Dacă spuneam 275, se împărțeam la 5. Corect. Da. Sunt șanse. Sunt șanse că ăsta să fie deștept. Adică să fie prim. Sunt șanse. Dar nu sunt sigur. Nu este sigur. Nu sunt sigur. Dar sunt sigur că nu se are, nu se împarte la 2. Da. Deci nu l-are pe care de zi. La 3, la 3. La 3 s-ar împărți, domn profesor. Cu 2. La 3 nu se împarte. 9, 10. Și 10. Aaa, Stefania știu o șmecherie. Suma cifrelor. Să adunăm cifrele. 7 și cu 2. 9 și 1, 10. Deci când suma cifrelor se împarte exact la 3, acela se împarte la 3. Dar să nu împărți la 10? Mă, dar tu ai interes o șmecherie? Când suma cifrelor unui număr se împarte la 3, acel număr se împarte la 3. Păi 2 și cu 7, 9 și cu 1, 10. 10 nu se împarte la 3. Gata, la 3 nu se împarte, domnul profesor. Bravo, Ștefania! Deci la 3, la 3 nu. Da, la 4 oare. La 5 nu. La 4 nici vorbă că nu se împarte la 2. A, și ultimile două zis. Și când, aveți dreptate. În momentul când nu l-am pe 2, da, sunt de asta multiplu la... La 5 nu, domnul profesor, că nu l-are pe 0 și pe 5, nu, Ionuț? Da. La 6, domnul profesor, a, nu, că nu l-are pe 2. 6, 2 ori 3. 6, deci nu... Dar pe 3 l-are, domnul profesor. Da, dar nu l-are a, și nu, pe 2. Nici 3 nu l-are, aveți dreptate. Nici deci, la 3 nu se împarte. Nici la 3 nu se fie, nici la 2. Deci la... De ce bun? De ce prim? Nu știu, găsit, nu știu. Nu știu. De acum începe munca. Descoperiți voi acasă. Munca este așa. Trebuie să începem să-l împărțim pe 271 la... La 2, la 3, la 5. La 2, la 3, la 5. La 7. La 7 trebuie să împărțim. Că s-ar putea să admită, s-ar putea să împarte exact la 7. Da, dar 7 ori cât să vie cu 1 la sfârșit la cifra unităților, domnul profesor? Nu știu. 7 ori 3. 7 ori 21. E posibil. Haideți să împărțim, să facem împărțirea. 271 împărțit la... 7, a zis. La 7. Pot eu? Da. Hai, te rog. Ok, deci 27 împărțit la 7, 3 ori 7, 21 și ne-am dat 6 și avem 61 împărțit la 7. Nu se împarte. Deci la 7 nu. La 11 nu încercăm. Da, la 11 deci nu încercăm. 271 are prime care le-ați găsit în față. Asta are încăpea. Deci ar putea să fie să aibă un divizor prim de asta. Corect. Deci are încăpea de două ori. De două ori, 27. 22. 22 și la 5. 51 nu, nu se împarte. Nu. Dar la 13, domnul profesor. Deci încercăm la 13, da? 271. Tot de două ori. La 13. Tot de două ori, 26. 11, nu e bun. Nu e prea mic. Nu, la 17, domnul profesor. 271 se împărțim la 17. Are că pe odată. Odată. Odată, 17. Și ne-am dat 10. 10 și avem 101. 6. 6. 102. 102. Mai mare. De 6 nu. Nu, nu e bun. De 5 ori, nu? De 5 ori. 5 ori, 7, 35. 5 ori, 85. Cu 3, 85. Nu, cred. Rămâne des, da. Nu e bun. La 19 deci nu cât, cred. Cât faci aici? Cât de restul acolo? 16. 16. Când se întâmplă să ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, da? Da. Stop! Nu se întâmplă la cât mai mare, nu? Deci, când se întâmplă să ajungem în timpul împărțirii, cu numerele prime. Așa. La un moment de acesta în care câtul este mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Nu mergem, nu mai... Nu mai continuăm, da, pentru că înseamnă că acela trebuie să fie tot un număr prim și mai mic a fost încercat deja. Corect. Da? Da. Deci nu există riscul să mai continuăm, adică nu se merită să mai continuăm, pentru că deja a fost testat și de aceea ne oprim. Deci 271 e prim. Deci 271 l-am nimerit foarte bine, număr prim. Da, dar până la el mai sunt.
O, toate celelalte. Astea toate le scris, bă, le găsiți acasă. Ok. Asta e tema pentru mâine. Mâine. Ok. Da? De ce nu? Da. Astăzi, așa, se muncește, da. Produsul acasă, este așa de fain. Da, ce-am discutat. O să fie interesant. O să vă mai propun și următoarea problemă. Cât e ceasă urmă? Mai avem un timp. Da. Da. 29, domn profesor, de minut. Da? 29. Un sfert, da. Ah, așa, perfect. Acum... Dau eu o problemă de aici, domn profesor, sau doar din altă? Hai să gândim o problemă. Dă o problemă de acolo. Am la probleme, când uitați, domn profesor, care vreți. Au și o sumă, 1 plus 3 plus 5 plus 101 la clasa 4. Nu. Nu dăm așa. Dăm o problemă. Hai să dăm o problemă prin falsa ipoteză. Haideți. Ai pe acolo, dar dacă nu facem. Ai eu nu știu falsa ipoteză acolo, nu? Ia. Dacă nu compuneți o dumneavoastră, repede, domn profesor. O compune pe dacă e nevoie. Bunicul merge la piață. Ia scrieți. Un, da? Bunicul merge la piață cu două coșuri de fructe. Mere și pere. Două coșuri. Da. Într-unul mere, într-unul pere, da? Da, într-unul mere, într-unul pere. Cele două coșuri cântăresc. Cele două coșuri cântăresc 43 kg. Deci total 43 de kg. Știind că un kilogram de mere costă 3 lei, fiindcă un kilogram de mere costă 3 lei, iar unul de pere 5 lei, Da, 3 lei mere, 5 lei pere. A, așa. Așa, și că se întoarce seara acasă cu $135, și că se întoarce seara acasă cu 135 de lei, să se afle câte kilograme de mere a avut bunicul și câte de pere. Dar analizăm problema. Mai citim o dată, domn profesor. Eu n-am înțeles. Deci, atenție, cum zice așa. Da. Deci, bunicul merge se duce la piață merge cu două coșuri. Da. Unul cu mere. Nu știm câte kilograme ai de mere și câte ai de pere. În total, 43 de kilograme în total. În total, 43 de kilograme. Un kilogram de mere costă 3 lei. Da. Și un kilogram de pere. 5 lei. Și acum? Seara s-a întors acasă, costă 35 lei. 135 de lei. Și ce se află în domn profesor? Să se adă câte kilograme de mere și câte a vândut? Da, câte kilograme în coșuri de cele două. Eu l-am vândut în două coșuri. Păi... Da. Păi folosim falsa ipoteză și să spunem că mergem cu 3 lei, cu kilogramele de pere. Că toate ar fi fost pere sau ce? Da, vreau să zic că toate ar fi fost mere. Mere? Mere. Deci, Daria, fiindcă am zis că voi construi o problemă pe falsa ipoteză, valorifică ideea foarte repede. Da. Și în falsa ipoteză asta presupunem că toate produsele sau toate fructele ar fi fost toate. Care e întrebarea? Care e întrebarea? Deci, câte kilograme de mere? Și câte kilograme de pere și câte kilograme de pere au fost în coșul? Ca să... Deci să o luăm în șoară. Atenție multe copii. Așteptăm și pe Ștefania să vină și ea. Okay. Haideți să ne gândim la o... Cum să o luăm, domnul profesor? Gata. De unde? Daria, vreau să întrebe repezi. Da. Este esențial. Da? În momentul în care avem până la capăt dus
raționamentul, atunci venim și le expunem, da? Adică rezolvarea. Tocmai. Deci, știm așa că cele două cantități adunate fac 43 kg. Da, da. Să notăm noi cu ceva, hai să zicem cu X. X kilograme, notăm cu X kilogramele de mere. Și cu Y kilograme de pere. Da? X kilograme de mere și X kilograme de pere. Care ar fi prima relație care aș scriu acum? Fiindcă în total, în cele două coșuri... Zi, Dare, dacă știi. Păi, putem să facem, să ne... Dare, zi dacă știi, care ar fi prima relație care ar trebui să o scriem? Dacă am întat cu X kilogramele de mere și cu Y kilogramele de pere. Și știm că în total sunt 43 de kilograme. Ce ar trebui să scriem imediat? X, adică cantitatea de mere, plus Y, cantitatea de pere, este egal cu... 43. Deci ar fi o primă relație. Idee. X plus Y egal cu 43. Așa că am notat noi. Da. Dar ea insistă pe altceva. Noi trebuie să o ascultăm, pentru că are o altă idee. Deci, cele 43 de kilograme, da, în total, să ne închipuim că ar fi cine? Ar fi kilograme doar de mere. Deci, presupunem că cele 43 kilograme sunt mere. Numai mere. Mere. Și putem deci sunt numai mere. Da. Adică, Daria, hai să facem pentru o pătrățel așa. Da? Un kilogram, apoi încă un kilogram, și încă un kilogram. Și tot așa, toate kilogramele, cele 43 de kilograme, 1, 2, până la 43, toate sunt mere. Numai mere. Yes. Cât am spus că dă, cu cât te vinde un kilogram de mere? Cu 3 lei. Da, uitați-vă. Cu 3 lei, da? Cu 3 lei, da? Da. Și putem să punem, să punem 3 liniuți, că 3 lei ar da pe kilogramul de mere, da? Aici. Iar 3 lei în partea asta, iar 3 lei. Și iar 3 lei. Atunci, ce sumă ar încasa bunicul dacă ar fi fost numai mere? Am putea să facem 135 împărțit la 3. De ce? Ca să vedem câte kilograme ar face numai de mere și restul care nu va da sunt kilogramele de pere. Și în acel moment putem calcula câți dar felul în care gândești tu ar avea un succes raționamentul, însă te depărtezi de problemă. Corect. Dacă pe fiecare kilogram am încasat 3, pe cele 43 de kilograme, cât am încasat? 43 ori 3. Păi asta așteptam. Deci, bunicul, dacă ar fi avut numai mere, pe cele 43 ar fi încasat 43 ori 3, egal cu? 129. 129, da? Da, 129 lei. Atât ar fi încasat bunicul. Ar fi trebuit seara să se ducă acasă cu 129 de lei. Dar el cu cât s-a dus? Și acum mai mult mai ușor decât mă gândeam. Nu, dar el cu cât s-a dus? Că facem 135 minus 129. Da? E de 100... Cât am spus că... Păi nu știm, că nu scrie, domn profesor. Am zis eu aici... Cât a zis copii? 135. 135 a zis, nu? Uitați-vă pe caiet, copii. 135 de lei a primit el în total. Așa a zis. Bun, 135. Și facem 135 minus 129. Acum, deci 135 minus 129. Adică... Obținem 6. Obținem 6, da? Și un kilogram de... Și cei 6 lui ce ar trebui să le facem? Să fie? Păi și el a vândut practic un kilogram de pere și a mai rămas un gram. Păi dacă kilogramul de pere cât e, domnul profesor? 5 lei. 5 lei? Da. N-a spus bine, profesor. Ba da? Eu știu, poate am pus-o. Hai să gândim, Daria. Deci el practic are 6 lei în plus. De unde?
De unde vin acești 6 lei? Deci el are mai mult cu 6 lei. Da. Da? Din ce motiv credeți că au apărut cei 6 lei? Pentru că am presupus că toate... Toate fructele ați spus, numai mere. Și acei 6 lei îi împărțim să fie bere. Aha, bravo. A, ne ducem să completăm până la prețul de pere. Adică, cât i-ar mai trebui kilogramului de mere ca să-l transformăm în pere? Ca să ajungi la 5 lei. Câți lei ar mai trebui acestea? Acestuia? Ei, mai trebuie un piceruș. Nu, dar cât costă un kilogram de mere? Două piceruși. Două, nu? 2 lei. Da. Deci, din 6 lei ăsta... Luați 2 lei. Iau 2 lei și îl pun aici. Un kilogram de mere l-ați făcut pere. Și am făcut merele pere. Ah, și-a mai rămas 4, domn profesor. Și-a mai rămas mai luați 2. Iar încă 2. Da? Și iar încă 2. Gata, m-am prins-o. Adică, acești 6 lei trebuia să-i împart. La cât? La cât? Ca merele să le facem pere. Am put 43. La 3, bravo, Ionuț. Și asta trebuia să împărțim la 2 diferența. La 2, diferența de bănuți. Diferența de bănuți dintre 5 lei și 3 lei. Și 3 lei e de 2 lei. Și ca să vedem câte grupe de câte 2 lei putem face, trebuie să împărțim la pe 6 la 2, da? Și vedem că am făcut 3 kilograme de 3 kilograme de cine? De mere, le-a făcut pere. Le-am făcut pere. Și acum răspunsul, deci 6 ăsta îl împărțim la 2. Da, la 2, care e diferența dintre 3 și 5. Da. Da. Și îmi dă 3. Da. Și astea sunt 3 kilograme. De pere. 3 grupe de câte 2, de 2 lei, care le atașez, și prin 3 kilograme de pere. Și câte kilograme de mere rămân? Și rămân... Câte kilograme de mere au rămas? Păi... Dacă 3 sunt pere din 43... Păi atunci au rămas... 40 de kilograme. 40, normal. Și au costat, merele în întregime, au costat 40 ori 3, adică 120. Da. Pe scurt, dar trebuie să spun așa, cum în total au fost 43 de kilograme, iar 3 sunt de pere, 43 minus 3, egal cu 40 kilograme, de mere. Mai refacem problema o dată, că n-am pătut bine în interiorul ei, da? Ionuț, te vreau prezent în problema. Da? Atenție! Mi se pare foarte tare problema așa, ca mod de a raționa. Presupunem că toate fructele... Fructele sunt doar pere. Sunt doar mere, le-a spus ea. Repetă raționamentul, doar mere și pun mâna ta. Că vrea și varianta când toate sunt pere, nu? Corect. Deci, Daria, Ștefania a spus așa, presupunem că toate sunt mere. Și atunci trebuie să spun, dacă toate fructele sunt mere, cum un kilogram de mere costă 3 lei, 43 ori 3, însemna că bunicul seara trebuia să ajungă 129 de lei. Dar el, fiindcă a ajuns cu 135, înseamnă că apare o diferență de 6 lei, iar cei 6 lei provin de la faptul că au pere și pere. Și acum, ca să un kilogram de mere să-l transformăm în pere, fiindcă un kilogram de pere s-a vândut cu cât? Cu 5 lei. 5 lei. Atunci, mai trebuie să adăugăm 2 lei. Și la fiecare kilogram de mere să adăugăm câte 2 lei. Și ca să vedem care este, câte kilograme de mere vor fi transformate în pere, înseamnă că împărțim pe 6 la 2, da? La grupe de câte 2. Întrebarea este câte grupe de câte 2 putem face? 6 împărțit la 2, 6 3. 6 împărțit la 2, 3. 3 grupe. Asta înseamnă că aceste 3 sunt kilograme de pere și celelalte până la 43 vor fi mere. Dar să presupunem și cum a zis Ionuț. Ia să vedem, Ionuț. Toate presupunem că toate 43 de kilograme sunt pere. Toate sunt pere, înseamnă că la toate voi pune câte linuțe? 5 linuțe.
că 5 lei costă fiecare. Da? Ce trebuie să facem? 43 ori. Și 43 ori 5 este egal cu 215. 43 ori 5 este egal cu 215. 215 lei. El a venit cu 135. Sigur că da, atunci scădem din 215, scădem 135 și este egal cu 80. Și egal cu 80. 80 de lei minus, Ania. Bietul de el. Dar de ce are 80 de lei în minus? Fiindcă a avut și meri, nu? Da. Și cum la fiecare kilogram pierdea câte, cât? Cât pierde la fiecare kilogram? La fiecare kil pierdea câte 2. 2 lei? 2 lei, da. 2 lei? Pe 80 ăsta îl împărțim la 2, tot diferența joacă, da? Da. Pe, adică trebuie să ștergem. 2 de aici, 2 la 1, 2 la 1. De la câte? 80 împărțit la 2, de la câte kilograme, domnule? 80 împărțit la 2, 40 kilograme, mere. Nu? Că îl trăiaștesc când eu și am transformat în mere. Deci înseamnă că tot 4 de sunt mere și 3 sunt bere, domnul. Sigur că, dar ce l-am spus. Cum e, Ionuț? Cât e mere, cât e bere sunt? Păi, sunt 3 kg de pere. Sigur că, dar din 43. Și 40 de mere. Exact. Minus 40, care s-au făcut mere, au rămas 3 de mere. Cum ai dat tot atâta avea. Da, dar important că în ambele variante, nu, ajungem la același rezultat. Eu dacă aș fi spus aici ceva, eu nu trebuie să fie atent, foarte atent. Iau și tu, Daria. Dacă Daria Ștefanea, m-am adresat lui pentru că a fost foarte prezent în problemă, dar acum m-ai părăsit un pic și te-a simțit. Da? Deci, numărul pe care îl indic eu, care reprezintă suma pe care bunicul trebuie să o aibă seara, eu puteam să mă duc oare cu sumă, să spun 120 de lei, puteam să spun că bunicul a venit cu 120 de lei? Ar fi avut rost problema formulată așa? Daria, Ștefania... Putea să zic că domnul profesor că a venit mai cu 120 de lei din 43 kg? Nu. Păi nu, de ce pentru? Nu, pentru că... Chiar dacă erau poate mai mere, trebuia să aducă cât? 129. Trebuia să aducă măcar 129. Minim. Numărul pe care trebuia să-l formulez, să-l am în vedere, trebuia să fie cel mai mic, numărul 129, da? Dar cel mai mult, domnul profesor? Cel mai mult. A, da. Cât trebuia să fie cel mai mult? Băi, cel mai mult ar trebui să fie... A, băi, 5 lei erau perele. Înseamnă că cea mai mult trebuia să fie... 43 ori 5? 100... Ia uite că stai. Deci toate ar fi fost, ideea ta, toate ar fi fost pere, 43 ori 5, 215. Deci problema pe care trebuia să o am eu în vedere era aceea, să dau un număr, cum am dat 135. Dau un număr, cum l-am dat pe 135, cuprins între 129 și 215. Da. Deci, neapărat, în intervalul ăsta trebuia să mă mișc. Între 129 și respectiv 215. Dar, atenție copii, în zona asta când mă mișc, de la 129 până la 215, trebuie să indic niște numere, încât diferența când o fac acolo, să se împarte exact la 2. Corect. De ce la 2, domn profesor? Pentru că diferența dintre numărul... Dintre cât costă un kilogram de mere și unul de pere... Este de 2 lei. De 2 lei. Eu nu am voie. De la 129 nu poți da 130. Corect. De la 131 puteți. 131 dau. 133 dau. Corect. 134 iar nu puteți. 135 dau. Puteți. Am și dat. Corect. Deci, vă rog pe voi să formați 5 probleme. Da? Se formează 5 probleme, fixând un număr cuprins între 129 și 215. Tot tema. Deci tema, da. Formulați-le voi. Deci, tot cu 43 de kilograme de mere și de piere. Tot 3 lei și 5 lei costă. Tot 3 lei și 5 lei costă. Dar suma nu mai rămâne 135 cu care se întoarce bunicul. De la 129 ci un număr pe aici, undeva, plasat în zona asta. Care-i vreți voi? Dar chiar dacă nu merg sau nu, tot așa ne gândim. Cum chiar dacă nu merg? Păi tocmai ce am zis. Atenție! Păi tocmai! Daria, fii atentă că am spus
la 129 dăm încolo, 130 n-am voi, 131 dăm, 132 okay. Nu, 133. Am putea să facem 215 plus 129? Poți să faci dacă vrei să afli câte probleme poți formula. Păi da. Dar da, noi am dat altceva, domnul profesor a dat altceva ca tema. Păi da. Am zis dintre aici, nu, dar ea ridică o problemă interesantă, ea spune așa, câte probleme ar putea formula? Și din acele câte, practic, câte numere se pot plasa aici? Și ea nu vrea să le spie pe toate, ci ea vrea să găsească ca număr de probleme dintre cele câte ori fi, doar 5 am zis eu să formulez. Da, dar ia să vedem și câte probleme se pot face, Dania. Total. Da, da, câte, în intervalul ăla, câte probleme se pot face? 215 minus 129, deci capătul mai mare minus capătul mai mic, împărțit la, și numărul care îți dă? Împărțit la cât? Din cât, am zis? 80 din cât? Din 2 în 2. Zi, împărțit la cât? Nu mai îmi sobotit. De 215 minus 129, dăm un număr, trebuie să-l împărțim la 2 când sărim. Da. Și ăla e numărul maxim de probleme care se pot face. Plus 1. Plus 1. Care plus și capul. Plus 1 și capul. Corect. Da. Gata, copii, că ați obosit. Așa. Ne oprim aici. A fost o lecție foarte frumoasă. A venit și clasa 7-a. Da. Mulțumim, domnul profesor. La revedere pe mâine. Nu uitați. De like și share pe proful online. Ai oprit? Nu. Nu, lasă un pic. Da. Lasă un pic. Vreau să facem recapitulare. Deci, atenție. Numai un pic vă mai ține, domnul profesor, și vă lasă lucrurile mici și obosit. Așa. Ce am învățat astăzi? Hai să vedem. M-ar interesa să vedem așa. Mare atenție. Criterii de divizibilitate. De divizibilitate. Hai te rog să scrii tu, te rog, când scrii mai corect. Da? Mai, da, criterii de divizibilitate. Așa. Nu? Că am învățat. Când se împarte la 2, când se împarte la 3. Așa. Da. Criterii de divizibilitate. Apoi, ce-am mai învățat? Ce-am mai învățat copiii? Care sunt numerele prime? Da. Da. Ce înseamnă numere prime? Ce înseamnă numere prime? Ce înseamnă numere prime? Ce-am mai învățat? Că un număr nu se împarte niciodată la, nu se împarte niciodată la zero. Oh, foarte tare! La zero. Deci, împărțirea la zero? Împărțirea la zero nu se... Poate. Poate face, da. Împărțirea la zero nu se poate face, așa aici am... Că divizorii în ceva cu improprii... Divizorii improprii sunt, de exemplu, aceia care sunt... Unul și el însuși. Unul și el însuși, așa. Și-am mai spus ceva. Deci am vorbit despre... Divizorii proprii și divizorii improprii. Divizorii improprii. Am spus că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul, mereu. A, teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Am vorbit despre teorema împărțirii cu rest, nu? Teorema împărțirii cu rest și... Când restul... Și aici am punctat restul mai mic decât împărțitorul. Da. Strict mai mic, da? Da. 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 Și am mai făcut și metoda parte ipoteză. Și că un număr se împarte la 4 dacă ultimele două... Asta aici intră la criteriile de divizibilitate. Ah, okay. Când un număr se împarte la 2, când se împarte la 3, la... când se împarte un număr la 3? Un număr se împarte la 3 atunci când, când suma, suma numerelor, cifrelor acelui număr se împarte la 3. La 3. De exemplu, numărul 333. Corect. Așa. Și, și metoda falsă ipoteză. Metoda falsă ipoteză. Asta e oglinda lecției noastre. Așa trebuie să o facem de fiecare dată. Din clipa asta o să facem, da, fiecare lecție, la sfârșit, sinteza. Sinteza lecției respective, da? Okay. Așa. Da? Bine. Nu uitați să dați, dați like și share pe proful online, vă veți auzi acolo cum ați vorbit. Da, da. Și invitați-vă pe Google, pe Google, eu nu stați pe Google. Pe Google, tastez proful proful online și să apare imediat, intri pe video matematica. Și pe ultima lecție, domnul profesor, asta de astăzi o să o pună pe și o să vă auziți acolo cum ați răspuns la lecție. Când o pune? Seara asta.